colaborarea cu formațiunea politică condusă de domnul Munteanu este faptul că acolo am găsit o verticalitate de poziție, acolo am găsit o poziție care nu poate fi comentată și, cum să spun eu, speculată de oameni cu privire la moralitate, la cinste, la așa, și mai mult decât atât are tendința asta de a face ceva, de a schimba ceva. Și o să vă povestească dumneavoastră despre ce este. Poftiți. Profesor, să mă întreba pe agricultură. Da. Stimați prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la această întâlnire. Le mulțumesc membrilor de la Alianța noastră România, care au inițiat acest demers aici în Brăila. Le mulțumesc prietenilor de la Organizația Agricultorilor, care sunt prezenți în număr semnificativ aici. De asemenea, le mulțumesc și membrilor din conducerea PNC Brăila, care sunt alături de noi. Am avut și o scurtă întâlnire mai devreme. Și vă mulțumesc tuturor celor care doriți să aflați, cum s-a spune, direct de la sursă, ceea ce ne propunem, ceea ce intenționăm, ceea ce credem noi suntem în stare să facem și oricum ceea ce suntem absolut hotărâți să acționăm, nu numai în județul Brăila, ci în întreaga țară. Timp de 26 de ani, eu nu am să mai intru acum în detalii, le cunoașteți foarte bine, eu zic că lucrurile au mers prost în România, din punctul de vedere al organizării politice, al administrării acestei țări și, pe scurt, lucrurile care m-au deranjat foarte tare pe mine personal, ca cetățean al României, sunt câteva elemente foarte grave. Unu, înstrăinarea pământului acestei țări. Avem aproape 40% din teritoriul agricol al României care este în proprietatea unor firme sau unor cetățeni. Avem peste 90% din capitalul acestei țări, din economia României, care nu se află în mâinile cetățenilor români. Avem un sistem de educație care a abandonat valorile naționale, a abandonat ideea de demnitate națională, a abandonat valorile creștine, abandonează totul. Avem un mecanism de conducere care a dus din țară, a îndepărtat 5 milioane de oameni care au plecat din România să-și caute norocul în alte părți ale lumii. Și, în schimb, avem presiuni ca în locul lor să vină alți oameni în România, să primim imigranți și așa mai departe. Iată numai câteva lucruri. Iată numai câteva lucruri care, numai că m-au îngrijorat, și cred că, la fel ca și pe cei mai mulți dintre dumneavoastră, m-au revoltat. Acest mesaj cu care vin nu este unul. Am încercat în tinerețea mea, și este aici unul din vechii mei colaboratori, încă din anii 90, Marian Ghionu, pe care mulți o cunoaștem. Este liderul Alianței noastre România în Brăila și un viitor candidat în care eu îmi pun mari speranțe și sper ca brăilenii să fie alături de el, la fel cum sper să fie alături de domnul inginer Cucu. Trec județul Brăila, sper să fie atât de dânsul, pentru că voi ajunge imediat la acest aspect. Mă interesează foarte mult problemele agriculturii. Am încercat și în 90, și în 92, și în anul 2000 să propun lucrurile pe care, de fapt, le propun acum. Vreau să știți foarte, și este un lucru public. Sunt publicate la vremea respectivă, se află pe site-ul, se află peste tot. De fiecare dată am cerut același lucru în România. Să ne apărăm proprietățile, să ne apărăm demnitatea, să ne apărăm valorile, să ne apărăm familiile. Uitați-vă unde s-a ajuns. Că a ajuns să fie nevoie ca milioane de oameni să facă o petiție ca statul ăsta să recunoască că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Nu e sfârșitul lumii. Mâine o să ajungem să facem o petiție să spunem, dom'le, familia nu este formată dintr-un bărbat și un câine. Sau dintr-o maimuță și nu știu ce. Adică sunt niște intervenții catastrofale care, de fapt, ce urmăresc?
Vor să ne transforme într-o masă de indivizi manipulabili, niște furnizori de forță de muncă ieftină, prost plătită, și consumatori de produse proaste și scumpe. Pentru că asta avem acum în România. Este inadmisibil că într-una dintre cele mai țările cu cel mai important potențial agricol, noi să importăm cât, domnul? 70% din produse. Deci, vă dați seama, este o nebunie. Adică noi în țara noastră, unde avem toate posibilitățile să hrănim 40-50 de milioane de oameni, noi cumpărăm mâncare de afară. Și ce mâncare? Nu avem niciun fel de sistem de verificare a calității acestor produse. Chiar acum o săptămână am discutat la unul din departamentele alianței noastre de la București cu un colectiv de specialiști redutabili, care au inițiat un proiect de introducere a unor agenții controlate de stat, care să verifice efectiv ce ni se aduce în țara asta, pentru că aici poate să vândă oricine, orice. Dom'le, ne otrăvesc pe noi. N-ar fi nimic, dar ne otrăvesc copiii. Ne otrăvesc copiii, ne îmbolnăvesc țara. De ce? Ca să fim puși în situația să recuperăm medicamentele lor, ei între timp distrugând potențialul de producție a medicamentelor românești. Nu vedeți că este un sistem pus la punct? Este un sistem gândit care vrea să ne transforme în sclavi. Și principalii vinovați sunt partidele politice care au guvernat România. Nu au nicio scuză. Văd acum tot felul de partide și de grupuri, unele zic că sunt noi, în care îmi vin foști președinți, foști prim-miniștri. Le dau și numele. Vine domnul Traian Băsescu ca o panseluță nouă și nevinovată și spune: domnule, eu aduc noutatea României. Dar frate, ai fost 10 ani președintele țării. Ce ai făcut 10 ani? Vine domnul Tăricianu cu un alt partiduleț, alt de cu care: domnule, eu sunt o noutate, vin să vă aduc soluții. Ai fost prim-ministrul României, domnule Tăricianu. Ce ai făcut acolo? Ai făcut prăpăd. Ai făcut prăpăd, ai dat de exemplu, ai semnat să cedăm Fundația Gorjiu din Transilvania, din Ungaria, care era destinată Transilvaniei, lăsată de Gojdu, Dumnezeu să odihnească, un mare binefăcător al acestui neam, pentru educația copiilor din Ardeal. Și domnul Tăricianu, împreună cu domnul Ungureanu, au semnat acum câțiva ani un act prin care cedează țării vecine un patrimoniu de peste 3 miliarde de euro. Și acești oameni mai au neobrăzarea să vină să spună că îi aduc o noutate în politică. Ceea ce le propune oamenii este un lucru simplu. Să terminăm cu ei și să terminăm acum. Și nu putem face asta decât într-un singur fel, într-un mod democratic. Să aducem în Parlament oameni care nu pot fi cumpărați și care nu pot fi șantajați. Nu vedeți? Lor de asta le este cel mai tare frică. Le este frică de oameni care nu pot fi cumpărați. Pentru că sistemul știe foarte bine cum funcționează România. Lasă-mă că ne înțelegem. Nu, domnule, nu ne mai înțelegem. Cu nimeni. Este timpul să luăm niște măsuri clare pentru a opri acest dezastru. Și o putem face. Chiar dacă alianța noastră s-a înființat de puțină vreme. Vreau să spun că avem colaborări foarte bune în toată țara cu organizații ale societății civile. Unele mai mici, nu, de multe nu ați auzit de ce. Pentru că în mass media, cu tot respectul, sunt promovate numai câteva grupuscule care sunt finanțate cu bani din străinătate foarte mulți și sunt prezentate acolo pe post de autorități ale României. Tot felul de miorlăitori care nu fac altceva decât să inoculeze în capul oamenilor ideea că, domne, lăsați chestiile astea cu apărarea pământului, astea sunt extremiste, astea sunt naționaliste, astea nu știu ce. Nu, domnilor, acestea sunt abordări patriotice și cuvântul cheie este patriotismul. Un patriotism a idoma celui practicat și celui susținut cu seriozitate în toate țările mari ale lumii. Peste tot aceste state puternice, acești oameni își protejează interesele țărilor. Legea de vânzare a pământului către străini, așa cum este în România și în măsurile care s-au luat, sunt un dezastru. Dar mi-a explicat foarte clar. Noi nu vrem să descoperim acum, să inventăm roata. Uite, luăm legea franceză. În Franța, ca și în România, ca și în orice țară a Uniunii Europene, este voie să-ți vinzi pământul.
Dar în Franța, dacă eu vin ca român, sau ca german, sau ca orice aș fi, și mă duc să cumpăr un hectar de pământ, trebuie să dovedesc că am plătit impozite nu știu câți ani în Franța. Că știu limba franceză. Că sunt de acord cu cumpărarea, cu vânzarea consiliul local din localitatea respectivă. Agricultorii din zonă. Și după toate astea, francezii mai au ceva. O agenție, Safer, se cheamă parcă, care are drept de preemțiune asupra oricărei oferte de vânzare. Și spune, vrei să o vinzi? Foarte bine. Care e prețul pieței? Cumpărăm noi. Și a spus acum câteva săptămâni într-un interviu ambasadorul Franței la București, a spus că în Franța, sub 1% din terenul sunt de proprietatea străină. De ce? Pentru că pământul Franței trebuie să aparțină francezii. Și dacă spun în România că pământul României trebuie să aparțină românilor, vin niște verbedei să spună că suntem naționaliști, că suntem nu știu ce. Este o nerușinare fără de seamă. Și trebuie să terminăm odată cu temerea asta continuă. Că bai de mine, ce o să spună ăla, ce o să spună ăla. Să spună ce or vrea. Trebuie să oprim acest proces și îl vom opri. La fel, trebuie recuperate toate terenurile, casele, întreprinderile care au fost vândute sau retrocedate fraudulos. Asta este prima urgență. S-au făcut o mulțime de matrapazlăguri, s-au falsificat acte. Au venit în Ardeas în cazuri incredibile. Cu terenuri care au fost despăgubite după primul război mondial și vin niște infractori cu niște acte falsificate și le mai primesc o dată, domnule. Și statul român le-a dat. Și când spun statul român, ce înseamnă statul român? Conducerea, ministerele, autoritățile. Poate că unii au primit ceva bani, poate că nu, dar tot trădători sunt. Trebuie să luăm înapoi aceste lucruri și trebuie să le luăm repede. Ba mai mult, trebuie să nu ne fie teamă de cuvântul naționalizare. Vă iau pe toți, domnule, dar ce e aia național? În toate țările occidentale se petrec asemenea acțiuni. Când o resursă importantă, când o zonă importantă pentru statul respectiv trebuie protejată, se poate face naționalizare. Eu nu sunt de acord cu cedarea resurselor. Nu sunt de acord cu tăierea pădurilor și aceste lucruri trebuie oprite instantaneu. Instantaneu. S-a furat înfiorător. Nu putem face acest lucru decât într-un singur mod. Prin mecanismul legislativ, legal, democratic. Prin legi simple, și aici este o problemă cu sistemul legislativ. Acești politicieni au construit o colcăială de chichițe. Deci trebuie 50 de avocați să te avem de 25 de ori mai multe legi decât Marea Britanie, oameni buni. De ce fac ei toate legile astea stufoase? Ca cetățeanul să nu se poată descurca. Pentru că omul obișnuit nu poate să angajeze 30 de avocați ca să-și rezolve problema. Deci de la nivelul legislației care vizează activitatea economică, investiții și așa mai departe, până la ultima primărie, e o nebunie. Ca să spui doi par la poartă, trebuie să faci 40 de tone de hârtii. Fondurile europene au fost deturnate adesea și nu au fost orientate către cei care le merită și care au nevoie. De ce? Pentru că întotdeauna aveau prioritate conțopiștii. Aia care umblau cu hârtiuțe. Și un om care vrea să-și cumpere două tractoare, n-avea nicio șansă. Lucrurile astea au fost gândite. Ele nu sunt făcute întâmplător și nu sunt făcute din greșeală, pentru că să știți că aia care le fac nu sunt chiar proști. Ei sunt vicleni. Știu să lucrez. Însă cu noi nu o să ne meargă. Pentru că în rândurile noastre sunt oameni care au activitate îndelungată, au experiență și știu cum se fac aceste lucruri. Și știu mai ales cum pot fi oprite. Și o intervenție în simplificarea birocrației și aparatului legislativ este absolut necesară. Și că tot vorbim de birocrație, vă mai dau un singur exemplu. Să fii profesor în România e un calvar. Au profesorii... Dom'le, li se cer tot felul de hârțoage. Nu știu ce liste, nu știu ce bifări. Deci în loc ca oamenii să se ocupe de educația copiilor, ei trebuie să stea să piardă vremea să facă hârțoage. Și spun, dom'le, n-avem cum să... Dar avem cum să facem, mai ales, uite, astea sunt niște intervenții care nu vă stă niciun mare. Dau un pix unui ministru.
Mi se pare incalificabil ca zeci și sute de mii de părinți să trebuiască să facă liste ca să rămână religia în școală. 90% din părinții României au semnat aceste liste. Tone de hârtii. Când în mod, dacă ar fi fost un ministru educației cu creier în cap și cu o brumă de patriotism, dădea un ordin de ministru să se termina problema. Deci ai ajuns în țara asta să faci cereri, să faci petiții pentru orice. Acest lucru trebuie să înceteze și el nu poate înceta decât dacă trimitem în Parlament oameni verticali și oameni cărora nu le este frică. Că mai e și aspectul ăsta. Vin unii, că mi-a dat telefon nu știu cine, trimiteți-i la mine! Pe aia care dau telefon. Că de aia s-au speriat în București. Știți că în București, ca să vă spun așa ca o paranteză, bugetul orașului București este mai mare decât al orașului Viena. Nu știu câți ați fost în Viena, poate ați văzut la televizor ce fel de oraș era și cum arată. Dar eu mai puțin bani ca noi, frate. Păi că București se fură aproape pe tot. Se fură sute de milioane, numai dintr-un oraș ca București. Dacă am face o socoteală, și aici poate o să mi se spună experții din diverse domenii, noi avem un departament în care funcționează asemenea oameni, peste tot se devalizează, dispar sume enorme de bani. Au oprit hoția. Nu costă nimic oamenilor. Toți spun, domnule, suntem țară cu dificultăți, avem nevoie de investiții. Sunt de acord că avem nevoie de investiții. Dar n-am nevoie de nicio investiție să opresc furtul, domnule. Am nevoie pur și simplu să pun oameni care nu aprobă asemenea lucru. Și sunt oameni din asta. Și sunt mulți oameni. E adevărat că cei mai mulți dintre ei au avut întotdeauna o reticență. Sau mulți dintre ei au avut o reticență. Nu, nu mă implic. E greu. Mă înjură lumea. Scriu aia în presă. Și despre mine au scris în presă brute și nevrute. Pe ei și ceva costă. Că până la urmă au rămas cu scrisul. E adevărat că uneori oamenii pot fi manipulați în felul acesta. Depinde de noi să înfrângem această manipulare. Aduceți-vă aminte, nu știu, câți dintre noastre aveți credite la bancă. Ați văzut cum fac excroția aia? Pun acolo niște contracte, scriu cu litere mici. Deci trebuie, cum să spun eu, abilități mari ca să dai seama cum te fură. Știți că politica asta și a politicienilor și a multora dintre cămătarii ăștia care ne înrobesc cu credite, se bazează, cum se spunea în popor, pe nebăgarea de seamă. Deci trebuie să acționăm cu băgarea de seamă. Să nu mai îngăduim ca prin instituțiile acestui stat să se poată interveni împotriva noastră. De aceea, pentru a-i da plăirea, o să-mi dați voie, vină cu acea Mariană, te rog frumos, să vi prezint pe cei doi prieteni ai mei, în care personal am toată încrederea că sunt oameni de onoare și de caracter. Domnul cel cu tânărul Marian Ghionu și domnul inginer Marcel Cucu, care vor candida la Senat și la Camera Deputaților, împreună cu o echipă întreagă, cu o echipă întreagă de oameni, vin și vor coordona acest mecanism de selecție aici, pe plan local, împreună și cu oameni din societatea civilă, sperăm într-o bună colaborare și cu colegii de la PNC în acest sens, pentru că ceea ce dorim noi în acest moment este să începem o construcție.